no, questo è il manchese di camera, vedo. Oh, bravo, ne questo. Oh, stai male, bre. La mosca. Ti lascia se il prendi ciò, mos. Ah, revino in camera. Da, da, da. Mos. Shalom la mosca, prins de domnul Costel. Să vedeți până Costel. Așa, na, Costel. Bravo. Papa bun, papa bun. Încă o dată. A, nu vă mai lăsa soția? Mai lăsați că toamna a găsit gaura aprinzătoare acum. E o plăcere. Încă e cald. Nu îngheață mâna? Hai că față de ieri nu mai îngheață mâna. Nu. Ia uite aici pe Ovidiu. Bă, Ovidiu, eu da, plecai de la tine. Ia uite, duieți. Ia uite, mă, pe Ovidiu, mă. La șală, mă. E, așa. Ora care trebuie. Ora, mă. Deci nu plecați acasă. Nu plecați acasă, că acu e nebunie. Dacă vreți, papa bun. Doamnă, mai îngăduiți-l puțin. Pentru plăcerea asta. Acu vin monștri, știți de ce? Vin niște monștri acum și sunt așa buni în tigaie. A dat celălalt, cel consult pe ăla. Și dracu, nu poți să-i mi-ai cu păuritul, scot, bagă aparatul, mă. Bagă că e seară. Deci la 16. Cred că am, dar nu știu, stai. Să vedem pe unde. Ia uite, bă. Stai puțin. Dar n-am la mine, nu știu pe unde sunt bani. N-am la mine, ce reși? Domnule Emil, aveți un plumb de 10 grame? Da, și mie îl dau înapoi. Da, da, uite, ia tu la domnule Emil. Că nu-i de ideea mea, dar nu știu până. Bă, da. Dar cum dau eu numai pe lângă găuri, bă? Ești pe sub el. Ai dat peste mine atunci. Da, 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 da. Hai că am mers. Nu, invers. Stai alea cu Ovidiu, stai pe loc. Trage telică, domnul Emil. Așa, așa. Dacă puteam să o scot eu să-l găsesc. Mai bine că să faci tu. Dă-i drumul, da, da, dă-i drumul, că e doar o muscă. Slăbește tu, Ovidiu. E doar o muscă, așa. Unde, bă, frate? Degeaba plecă aici, am venit degeaba. Aici? Da. Păi n-am nimica. Nu, nu, n-am gaură aici. Dacă n-am gaură aici, degeaba, mă. Ce, mă, că am dat în toate felurile. A, la Nea Costel? A, nu plege la șoutele lui. E exact cum juca Dobrin cu mintea. El cu mă-nsecă, faci de englezmă. Închietură, așa zicea prietenul meu. El făcea de englezmă. Da. Ia să vă închietura englezmă, ia. Ia. Aia, nu se poate, mă, e ceva incredibil, nu? Da. Avem de învățat, bă, la șalul ăsta. Așa și eu dau de 2 luni, nu pot să zic că sunt profesor. Da. Avem de învățat, mă. Ce contează? Important e că știu omul tehnica. Ia mă să mă apuc și eu să învăț o lec. Bă, Vidule, fii atent cum îi fac joc acum. Eu n-am fost obișnuit așa. Pac. Păi, dar n-avem nici vârf la ea, de-aia nu știu. Pac. Ba, păi da, dar eu... acum nu o să mai înțeleg nimic de la jocul ăsta. De ce? Păi și când trage? Și când ți-o slăbește și când... Când o slăbește, urcă sus cu musca, dacă ea lateral îl simți. Pac, pac. Ia mă, zic. Eu m-am învățat cu asta, cu vârful ăsta. Băi, știi că eu nu fac. Ia mă, zic. Păi zici, mă, da, așa că... Zici că și când trage așa și... Să vedem, facem la fel. Uite mă, iar l-a prins. Da, dar e mic. Păi ce contează, l-ai prins? Eu nu pot să-l prind.
Deci mai bună scula aia? E? Mai bună scula. Ia mă, că ciugule și la mine ceva. Până dimineața nu se simte la mână. Da. Că vrei să nu mai ajungem. Exact, mai prin lumile astea, când se întunericește, gata. Nu trebuie plumb mult? Eu așa m-am învățat, cu plumb mai ușor. Mai ușor, ca să nu se lase lumina. Da? Și mai așteaptă. Cu mici prea des. Mai așteaptă cu ea și din stagnare. Da? Da. Păi dacă sunt pășiri. Dar mă, ta ai vârful gros și de-aia... Eu m-am învățat cu vârful subțire și cum am văzut că o țără face așa zbang, eu dau în areta. Așa e, mă, videole, și la tine tu faci aceeași tehnică? Joacă din vârf. Joc din vârf? Păi și eu, mă, dar nu se petrece nimic. Facă ăla, că m-am dus eu la ipotești, dădeam la peșteșor. Mi-a apucat toți, ăștia luau unul după altul, mă uitam, dau și eu, să așa. Am simțit, țoc, nimic, țoc, nimic, nimic. După aia zic că m-am plictisit. Și face, bă, tu nu prim, bă, dar am simțit un țoc. Și face, n-ai dat înțepătura, nu. Bă, dar prost, și trebuie să dai o înțepătura. Bă, dar nu să știu eu că trebuie să dau înțepătura. Mai stau? Păi schimbă, vezi că dacă ți-a luat peșteșorul. Mai stau, ce mai stau? Zici, ai simțit ceva? Două socuri. Și n-ai dat? N-am dat. Bă, dar era al tău. Și după aia am luat barca, m-am dus la pilă, am pus o babușcă de 4 cm. Și mă uitam, așteptam țocul, așteptam, eu nu știam nimic. Și când a dat un țoc, mă, că ne-am dat una... Acum băgarea mulineta... Când ne-am dat una, l-am prins imediat. Musca de țitești. Da, dar i-am dat atunci că pe țoc. Iar am greșit pe alea câștigătoare, am băgat albastre, auzi. Fuge ăsta de albastră. Fac numai pe invers, bă, n-am văzut. Că vezi că dacă nu-i place, se pare suspect, zice că se ia după el și fuge. Ai înțeles? E și asta o șmecherie. Treluat în considerație. Sau acu trage, mă, când se lasă soarele. L-a apus, mă, l-a apus. A, uite, mă, biba nouă. Bun și ăsta. Tot pește proaspete. Cum? De 10. De 10, da. Păi eu dimineața am luat cu 8. Dar nu am mai insistat. Dimineața am luat cu 8, am unele pe 8. Dar mi s-a părut cam mare, mi era rușine așa, zic, bă, ce se poate să lupte asta cu fierile astea? Mai bine, ba, mai mici. Fără să țin eu cu că sunt și ale și mai mari aici. Da, păi vă dați seama. Nu, nu trebuie plecat acum, acum trebuie... Acum trebuie insistat. E mic, nu, e mic. E mic, nu? Da. Important e atacul, distracția, drill-ul. Da, toate sunt cururi. Toate sunt, că e culoarea aia care... Hai, du-te în mașină, că vii imediat. Hai că vii acum. Iar la... Aoleu, neșere. Bravo, uite. Uite, bă, au joacă, au dat oamenii și joacărul. Au luat drujbe. Cazane, țâica. Ce înseamnă să ia omul drujbă, dă joacărul, nu-i mai trebuie. A făcut bunica să o casă cu joacărul ăla. Da. Acum a dat. Te-a păcălit, hă, Oleg? Ia. Da, unde e rața, bă? La curs, acolo, da. Păi erau cu jipacii. Era fulgi pe aici? Nu, uite, că bagă cu sucă. Bagă cu. Da, răscoate. Da, păi se vede pe sus că e băiat. A intrat tare pe muscă? Păi asta e, trebuie să... Trebuie să...
La mine și la George parcă e blestem, e George? E, la mine mai e ce mai e. La tine mai e ce mai e, la mine nu mai e. Data trecută m-am uitat la el de... Da, cu trei ouă merge. Și o leacă de jumară. Frumos. Și cu o leacă de jumară. Uite-l ce frumos e. Uite marfa. Da, e frumos. Da, da, da. Frumos. Să-l iei de jos în sus. Dar știți ce mi-a zis soția? Nu știți ce mi-a zis? Zice, bă, eu am impresia că tu nu știi să pescăști, tu ești fiind noi pe oameni. De nu am timp. Da, așa o zis, n-am timp, era cu filmatul. Nu am timp, bă, dă câte un par de vin, de-aia vin eu băsută acasă. Pește n-am, cred. Zice, bă, dar tu ești fiind noi pe oameni, da. Am impresia că nu știi, prea știi să pescăști, ce e mici atâta? Păi ai zis, bă, ce pește mare a prins oamenii, păi știu? Păi eu, mai la primăvară. Nu știam să pescuiesc, că aveam sticla cu vin sau cu țuică, care bea o țuică, care bea un vin. Treceam și vă dați să știu că mă bate olteanca, că am fost la pești și n-am nimic. Vedeam, cu o mână fiecare. Da. Fără să vă abătă. E bună înțelegerea asta, să știi. Am să țin minte. Și mă, bă, ia zic că vă filmez. Cine cere, nu pierde, știi cum e treaba. Dacă tot îi ștergi, dacă nu, nu. Mă, dar totuși am eu o presimțire. În prim plan. Uite, frumos. Știi ce e presimțirea mea? Că musca aia albastră îi sperie. Sau aia portocalia. Ar fi trebuie să fac o... Să fac o chestie. Mă duc să schimb montajul. Poate mănușile. Frumos, frumos. Mă duc să schimb montajul. Să fac o... facem o probă. I-am mai făcut chestii de astea cu Nea Costel. E Nea Costel? Nu mai știu.